bagi ceva în gură, care sunt calorii goale, și pornești un întreg proces de digestie și eliminare pentru nimic. Peste tot avem zahăr. Peste tot. Și tot dacă ai adus vorba de zahăr, după cum se spune, zahărul este, se mai numește și cancerul alb. Da, este drogul numărul 1. Drogul numărul 1. Da, pe lângă faptul că este drogul numărul 1 și devii dependent de el, orice mănânci cu zahăr, de exemplu, nu știu, dăm un exemplu de dulce, Kit Kat sau orice ar fi, ele sunt calorii goale. Adică, adu-ți aminte ce am vorbit de procesul de digestie. Deci tu, practic, bași ceva în gură, care sunt calorii goale, și pornești un întreg proces de digestie și eliminare pentru nimic. Da. Înțelegi? Pentru nimic. Zahărul îți crește insulina. Cel mai mult. Insulina este hormonul nostru de depozitare. Ok? Dacă tu mănânci în continuu zahăr, vei deveni rezistent la insulină. Ceea ce înseamnă că vei depozita non-stop. Și vei avea nevoie și de mai mult, și vei avea nevoie și de mai mult zahăr. Da, clar. 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 Dar gândește-te numai la asta, tu să începi un proces de digestie atât de complex pentru nimic, mie mi se pare, nu știu, absurd. Absurd și încă mai am prieteni și cunoștințe care în continuu mănâncă zahăr. În continuu. Și asta, după părerea mea, se întâmplă din cauza reclamelor. Nimeni nu spune. Înțeles. Și plus că nimeni nu-ți zice. La copii toți le oferă, din câte am observat, părinții le oferă copiilor zahăr aproape în fiecare zi și se obișnuiesc. Pentru energie. Pentru energie. Sau pentru că ai făcut o faptă bună. Sau exact, da. Un premiu. Da, asta am văzut și eu, da. Da, e păcat pentru că, uite, s-a făcut un studiu și s-a găsit, nu mai știu exact, gramajul de zahăr, exact, n-aș vrea să mint, oricum, enorm, în laptele praf. Deci deja copiii de la 6-9 luni devin diabetici. Deci e un semnal foarte mare de alarmă pentru că peste tot avem zahăr. Pe orice produs cumpărat din supermarket avem zahăr. În țigări este zahăr. Așa că lumea știe, în țigări este zahăr. Ca să te lovească de două ori, o dată cu nicotină și o dată cu zahăr. Da? În cola, pe lângă faptul că avem cantități enorme într-un suc, da? Are și sare și zahăr. Adică o dată să te deshidrateze și după aia să mai bei. E foarte, foarte ciudat, așa, cam ce se întâmplă astăzi, din punct de vedere al zahărului. Însă nu mergem spre bine și chiar ar trebui lumea să se trezească și să se întoarcă înapoi la alimente nutritive și alimente ok, pentru că, crede-mă, poți, dacă ți-e poftă de dulce, să-ți faci un măr la cuptor și la sfârșit să pui miere pe el și e extraordinar. Însă toate astea pleacă de la calorii. Pentru că tu, odată ce i-ai spus omului, bun, e ok, ești în deficit caloric, mănâncă, nu știu, un exemplu, 1500 de calorii, automat el se gândește, bun, de ce am voie să mănânc orice, atâta timp cât eu mă mențin în alea 1500 de calorii. Crede-mă că am cunoscut la sală, nicio treabă, am cunoscut la sală oameni care veneau la sală, deci ca să vezi, vii la sală ca să rupi banda, ca tu să poți să te duci la McDonald's, liniștit. Înțelegi? Dar nu-i vina lor. E haosul mental ce s-a creat până acum și nu-ți livrează nimeni alte informații. Și plus, și la bunica mea, dacă mă duc acum acasă, ea zice, când, nu știu, mă vede ea obosit, îmi spune, ia mă și un pic de zahăr, că poate să mai revin. Înțelegi? Nicio treabă, pentru că zahărul a fost considerat sursă de energie. Și este, mă gândesc și acum. Dar oamenii nu știu cât de destructiv este și pentru creier, pentru minte, pentru imaginație, pentru gândire. Este foarte inflamator, foarte inflamator. Deci zahărul este inflamator. La fel ca și alcoolul, poate mult mai. Și oamenii îl consumă zilnic în cantități enorme.
Dar am prieteni, Mario, care se trezesc dimineața și primul lucru bagă zahăr, zahăr în gură. Primul lucru bagă zahăr în gură. Am avut niște prieteni care au stat cu mine o perioadă și ca să vezi cum le este setat creierul, deci mâncând atâta zahăr, da, și au început dimineața cu zahăr, după care le-am dat ouă de casă să mănânce și le-au fost rău și au zis că de la ouă. Deci nu de la zahăr, știi? Deci lumea nu mai conștientizează. Încurcă binele cu rău. Da. Da, și pentru că e la îndemână tot timpul, urmărește supermarketurile. Când intri în ele, primul raf e zahărul. Da. Și ca să fie siguri, când ieși la casa de marcat, mai îți dă un zahăr. O mai ciocolată, o înghețată. Exact. O... exact. Da. Exact. Și cum putem, după părerea ta, cum putem elimina acest lucru din viețile oamenilor? Adică să-i facem să conștientizeze să nu mai mănânce atât de mult zahăr și cu ce să-l înlocuiască. Bănuiesc că păi, și asta e extrem da, de important. Da, sigur că da. Păi cu ce să înlocuiești? Uite, de exemplu, un fruct, da? Dar nu fructul stors. Deci, în primul rând, tot ce e cu oză la sfârșit e zahăr. Fructoză, glucoză, sucraloză, tot e zahăr, da? Asta e unul. Doi, dacă tu mai bine mănânci fructul întreg decât să-l storci, pentru că elimini pulpa și în pulpă sunt fibre. Okay? Fructul întreg. Imaginați-vă să-și imagineze de fapt lumea să dea timp înapoi nu mii de ani. 100 de ani, 50 de ani. Nu erau storcătoare, nu erau microunde, nu era, da? Deci atât. Să te gândești ce a fost acum 50 de ani. Și e simplu. Pur și simplu te gândești, bă, bunică mea ce mânca de rău. Uite aia. Și atât. Și plus că dacă omul ar ști ce se întâmplă de fapt când mănânci zahăr, pentru că nimeni nu ți explică, îți garantez că nu-l vor mai mânca. Îți garantez. Doar că nu-i spune nimeni cât de inflamator este în corp, că sunt de fapt calorii goale, că declanșezi un întreg sistem pentru nimic, că înțelegi? Da. Omul are nevoie să conștientizeze de fapt, să fie învățat. Atât. Și el cu siguranță, oamenii n-au idee cât zahăr e într-o sticlă de cola sau într-o sticlă de Fanta. N-au idee. Și îi rog frumos să-și ia sticla, să se uite pe spate câte grame are per 100 de mililitri, da? După aia să vadă per sticlă cât e și după aia să-și ia punga de zahăr și să pună într-un bol. Exact gramajul ăla de zahăr. După aia când mănâncă un Kinder Bueno, să se uite pe spate, da? Și într-o zi să facă lucrul ăsta, doar într-o zi. Și îți garantez că bolul ăla va fi destul de mare. Și acum imaginează-ți trec chestia asta zilnic. Să o faci zilnic, da? O travă. Zahăr... Exact. Exact. O travă care te duce spre pieire foarte repede. Și plus exact. Că, din câte am observat, asta ne face să nu mai gândim. Să fim ușor de manipulat și, până la urmă, robotizați. Exact. Exact. Păi ăsta-i drumul. Ar fi momentul să ne trezim, că cam acum e momentul. Cam ăsta e. Și mă bucur foarte mult că faci podcast-uri și, uite, transmiți prin podcast-urile tale informații, nu doar de la mine, cu siguranță toți cu care ai făcut sunt foarte tari în ceea ce fac și, uite, așa ajung informațiile mult mai rapid la oameni. Și felicitări mulțumesc. Pentru ce faci. Chiar e super tare. Îți mulțumesc super. Din suflet. Însă lumea are nevoie să știe, are nevoie să știe și să conștientizeze și îți spun eu că m-ai întrebat înainte, nu, cu siguranță nu vor mai mânca. Sau îl vor reduce cu siguranță. Doar ai nevoie să te uiți pe spatele produselor pe care tu le consumi într-o zi și să pui zahărul într-un bol. Și să-l aduni într-o zi. Și după aia să-ți imaginezi să iei așa borcanul și să-ți imaginezi că tot acel zahăr îl mănânci. Bine, avem tot felul de îndulcitori, avem tot. Ne jucăm, nu știu brandurile cu ce să mai iasă, știi? Deci acum că nu-i zahăr, e aspartam, deși Aden s-a făcut cola zero. Pe aspartamul, dacă e să o iei logic, e mult mai nociv ca zahăr. Dacă e să o iei normal. Da? De ce ai găsi un înlocuitor pentru ceva rău cu altceva, ci tot rău?
Poate chiar și mai rău. Poate chiar și mai rău, da. Când poți să bei apă. Sau apă minerală, sau nu știu. Niciun îndulcitor nu cred că e ok pentru corpul nostru. Dacă e să mă întreb pe mine. Nu cred. Pentru că, într-adevăr, oamenii merg pe ideea de, da, mă, dar se adaptează corpul. Se adaptează, dar damage-ul e tot mare, să zic așa. Da. El se adaptează, el duce, deci el duce, dar noi ne învârtim într-un cerc foarte vicios, adică ne otrăvim cu o chestie ca să luăm medicamente din altă parte, știi, cu gândul că ne fac nouă bine, când noi, de fapt, și că trăim mai mult. Nu, noi ne prelungim moartea, că asta e cu medicamentele. Te învârți într-un cerc care nu se mai oprește și ajungi să-ți crești mai mare doza de medicamente ca să poți să mănânci aia și să faci lucrul ăla și să faci lucrul ăla. Corpul tău cât să se mai adapteze? El îți tot spune. Doar că noi trebuie să fim conștienți și să fim atenți la ce ne spune și să acționăm înspre binele. Exact. Exact.